No, bună ziua, oameni mușchi, bine v-am găsit la un nou clip. Astăzi vreau să vă citesc întrebări, răspunsuri, romane, tot ce se poate de pătelonim, pentru că v-am lăsat efectiv pe story să-mi scrieți pătelonim, mi-a scris aproximativ vreo două persoane. Dar nu-i problemă că noi avem aici pătelonim și de cel târziu 7, 8 și 9 luni chiar. Am mai răspuns eu pătelonim, dar mai răspundeam pentru că mă plictiseam. Uită-te, mă, sunt oameni care suferă după mine. De ce vrei să știi cine sunt? Pentru că vreau să aflu. Se pare că te plictisești, da. Peste o săptămână o să mă plictisesc pentru că știu deja viitorul. Da. Wow. Ce părere ai despre gay? Te găsești? Da. Hei, iubi, îți băiatul ăla, Adrian din parc, mă mai știi, da, frate, mi-ai dat 7 lei să ne iau un suc. Nu mi-ai descat. Gabizu, ce mai faci? Merg o țigară și stau și vă citesc prostiile astea ale voastre. Bă, unii nu știu să scrie aici, mă. Azi vreau să-ți trimit multe țeluri, dați drumul. Aș spune că ai umor negru, am și galben și negru și verde și roșu, dacă vrei. Astăzi vreau să beau cu frate. Ce limba sună mai bine decât toate celelalte? Chineza. Miroase a scoare. Mi-am dat foc la ceva, mă, și nu știu ce. O să îmi dau seama dacă o să se iei foc, pentru că atunci o să văd. Părere, pistrui, îți plac? La pistrui, dar nu așa, decât nu mult. Știi, dacă ai un pic, nu am treabă. Eu am pule pe față. Dacă te joci, care ar fi jocurile tale preferate de tablă? Spânzurătoare, aia reală. Recomandă-mi niște muzică, stai o țiră. Te-a recomandat muzica mea preferată. Descrie ultima ta relație în trei cuvinte, foarte pizdoasă, șmecheră. Crezi că există o tehnică bună de depresie să stai vena cu drujba? Mi-a pornit camera măcar. Văd, filmează, nu filmează, să văd. Mi-aș pula, perfect! Ce crezi despre fetele care au unghii false? Bă, fetele care au unghiile false sunt faine pentru că îți poate zgâria pe spații foarte pizdos. Să fie frumoase, în rest n-am nicio treabă. Amintirea preferată. Când m-am dat cu Sadia și-am dat într-un punct. Tu mai ții legătura cu prietenii de când erai copil? Da, mai țin legătura cu ei. Și te motivează. Mă motivează să filmez acest vlog, pentru că n-am mai filmat de mult. Un vlog, videoclip, ce-o fi. Ce crezi despre cei care își petrec toată ziua stând pe telefon? Meh! Oameni care n-au ce face în viața lor. Poți să-ți exprimi ușor sentimentele către cineva, da, în fiecare zi le spun la oameni că vă iubesc, dar de fapt nu iubesc, cel mai simplu. Ești persoana creativă, da, sunt cel mai creativ om din lume. Îți fac un bloc cu 17 etaje și parteră. Ce opinie ai despre mâncarea fast food, mâncă fiecare zi? Ce crezi despre persoanele care nu învață? Proști. Te bucură ceva acum? Mă bucură că am țigări. Ai o zi bună, am și mai multe. Se frică de dentist cel mai mult. Încă abia aștept să mă la dentist, dar bag dinții. Pentru cei care nu știu, probabil ați observat, au dinții stricați aici. Ce limba vrei să știi perfect? English, because I need to speak English. I go to bedroom. Mergi la facultate și vrei să studiezi acolo. Cum să tai oameni cu drujba. Poți spune unde a fost ultima dată masă în oraș. Am mâncat cu un prieten sub un pod. Care crezi că este cea mai inutilă aplicație? YouTube. Ce nu îți place despre persoana ta? Îmi place că am picioare și mâini. Creier nu prea. Da, bine, fraților, ăsta a fost clipul de astăzi. Sper că v-ați distrat, ați râs. Ne auzim data viitoare la un nou episod.